Doamnelor, domnilor, bun găsit! Discutăm astăzi despre pregătirile care se fac pentru începerea unui nou an universitar. Ne despar doar câteva zile până la debutul unui nou an în învățământul superior. Invitatul meu de astăzi este Bogdan Budeanu, directorul Direcției Servicii Studențești de la Universitatea Tehnică Gheorghe Asache din Iași. Bună ziua, bine ați venit, domnule director! Bună ziua, bine v-am găsit! Haideți să vedem ce reglaje fine mai faceți în perioada asta, cât a mai rămas 2 săptămâni. Suntem în vârf de sarcină acum pentru departamentul nostru, care administrează campusul studențesc. Care administrează al doilea cel mai mare campus studențesc din România. Să știți, e o provocare și pe lângă, nu știu, ca o diferență față de administrația locală, noi inclusiv administrăm și în interiorul camerelor, nu doar spațiile comune pe care le vedem la câteva cămine, deci este mult de treabă. Practic toți cei 165 de angajați ai noștri sunt la cu motoarele turate la maxim în această perioadă, astfel încât să predăm copiilor, viitorilor studenți, camerele cât mai curate, cât mai igienizate, ca să le facă viața cât mai plăcută la viitoarea lor a doua casă, cum ei o denumesc. Avem și câteva lucrări care s-au desfășurat pe perioada verii și acum sunt pe final de contract, tot pentru câteva modernizări, pentru a face o viață mai bună a studenților la cămine și pentru a le stabiliza, să spunem noi, din punct de vedere tehnic și a întreținerii pe furnizarea Avem, de utilități. Avem, să spunem, mai multe paliere ale discuției. E vorba de clădirile în sine, de cămine, de dotări, de spații verzi, parcări. Zic să le luăm într-o ordine. Le luăm în ordine. Aleatorie. Alegeți noastră ordine. Așa, și să vedem la fiecare ce s-a făcut. În ceea ce privește corpul de clădiri, campusul în sine, căminele, s-au mai făcut investiții în perioada asta? Da, deci avem 6 lucrări care cumulează în momentul de față o valoare de 1,1 milioane de lei și am luat decizia împreună cu colegii noștri ca în acest an să mergem pe zona de investiții din punct de vedere tehnic pentru o întreținere mult mai ușoară a acestor imobile și în detrimentul confortului de cazare. Deci am luat această decizie în sensul că degeaba poate îi dau o cameră, să spunem, bine dotată cu scaune noi, pat nou și un dulap nou, dar în spate am un subsol care curg instalațiile, care, mă rog, canalizarea îți face probleme, deci aproape devine de nelocuit, plus ai norme de igienico-sanitare pe care trebuie să le respecti. Și am luat decizia de a merge pe investițiile acestea din punct de vedere tehnic, practic refacem subsolurile din 6 cămine. În mod concret, de la T2 până la T15, 5 cămine, plus căminele de la T10 și T11. Erau, mă rog, subsoluri cu rețele de vechi, cu o vechime de 45 de ani, din 72 la T12. Poate de când s-au construit căminele. Da, exact de când s-au construit căminele, mă rog, cu țevi de fontă și, practic, toți oamenii pe care aveam la atelierul de întreținere, toți muncitorii, care nici nu sunt foarte mulți, mai ales în perioada rece a anului, toată ziua stăteau săraci acolo în subsoluri și creau și un disconfort studenților, pentru că erau, fiind rețele vechi, dacă aveai o problemă pe o anumită coloană, trebuia să oprești agentul termic, vă dați seama, în luna decembrie, în tot căminul. Pe când acum sunt făcute mult mai deștept de către colegii noștri de la Serviciul de Infrastructură, încât lucrezi doar pe acea coloană și lași restul coloanelor să funcționeze și, practic, pe lângă partea de confort termic al studenților, câștigăm și pe partea de resurse umane pe care le avem foarte puține și care sunt greu de găsit în ziua de astăzi, încât acei oameni poată să remedieze. Facă altceva. Sigur că da, pentru că sunt multe probleme, vă dați seama, de la 6-7 mii de oameni cazați, ne trimit continuu tichete cu diverse probleme pe care le au. Și am zis, noi, haideți atunci să ne stabilizăm clădirile și imobile
pe utilități, că astea sunt lucrurile de bază, și după aceea o să creștem și pe zona de confort a camerelor. Dar în ultima perioadă, în ultimii ani, s-a lucrat și pe zona uitați, am luat deciziile, de exemplu, acum 2 ani de zile, când am investit aproape 4 milioane de lei în căminele T1-T5, în care am schimbat pardoseala și am schimbat mobilierul, cap-coadă în 5 cămine. Atunci am luat aceste decizii, erau practic camerele, am considerat, nu mai puteai să primești studenți în condițiile în care arătau. Am făcut un efort financiar și atunci am mers pe confort. După aceea am zis, hai să mergem să stabilizăm, că degeaba ai camere frumoase dacă, nu știu, ți miroase în subsol, treabă. Practic, oricum, e un mecanism continuu, pentru că ca la o casă, trebuie să o întreții... Da, și mai ales să nu puneți niciodată uzura unui imobil la unei case, poate cum locuim noi cu toții casă, cu cei la cămin, deci uzura este ori 10, credeți-mă, deci nu e mult mai mare și, na, mă rog, trebuie să fim pregătiți pentru asta. Sunt în pregătire și proiecte pentru întreținerea clădirilor la suprafață, să spunem, partea vizibilă a Avem proiecte pentru, dar astea sunt pentru lanul, deci partea de arhitectură, sunt câteva proiecte pe care le avem în vedere, mai ales vrem să, cum am spus mai devreme, căminile T1-T5, le avem în vedere, dar așteptăm să vor fi niște granturi de proiecte prin Programul Național de Reziliență, unde vor fi sume considerabile, vor fi sume considerabile puse la bătaie. În momentul de față este doar o sinteză a unui ghid publicată pe site-ul Ministerului. Noi suntem, intuim cam ce va scoate Ministerul Fondurilor Europene și suntem pregătiți cu partea tehnică din... Adică în momentul în care apare, se deschide sesiunea, să urcați proiectele. Vom fi pregătiți. Deja lucrăm la chestiile astea. E și asta o problemă. Știți că a fost un... în administrația publică din România, a fost un păcat ăsta, când se deschideau sesiunile, apelurile, lumea nu era... N-avea pregătită documentațiile tehnice, care nu înseamnă doar partea de proiectanți care stau în spate și lucrează, nu știu, aduce o echipă de 15-20 de oameni, ai și partea de vizare, că nu poți să urci proiecte tehnice neavizate încă. Corect. Care înseamnă un proces birocratic Înseamnă un proces birocratic și complicat, că și acei oameni au un rol foarte important, avizatori, instituțiile avizatoare, plus toate alea le centralizezi și le trimiți la primărie și acolo. Iarăși e un proces destul de complicat, care, credeți-mă, cu pușuri înseamnă măcar 4 luni de zile. Deci pe un proiect de anvergură medie, durează această parte de la finalizarea proiectului tehnic până la partea de avizare lui, măcar 4 luni de zile, repet, cu push. Tip în care practic ești blocat, nu poți face nimic altceva. Ca să închidem povestea cu PNRR-ul, o să fie o competiție, sunt fonduri? Să vedem, în ambele variante noi suntem pregătiți. Probabil sunt șanse să fie și regula primul venit, primul servit. Că au fost pe anumite linii chestiunea asta și sunt șanse să fie și pe competiție de proiecte, pe punctaje. Sunt punctaje, cât de pregătit ești ca administrație, ca management de gestionare, ca după aceea punctaj al clădirii, unde sunt, care sunt clădirile care stau cel mai prost din țară și acolo e și logic, trebuie să investească PNRR-ul, statul prin guvern, să investească bani, adică clădirea cât îți este mai proastă, va câștiga un punctaj mai bun. Încă nu știu să vă spun la lucrurile astea, intuiesc, pot să zic că aș merge, dacă mă spuneți pe intuiție, pe instinct, aș merge pe regula primul venit, primul servit. Și, la seama... Da, e importantă pregătirea anterioară. Pentru că și România este destul de în urmă, oarecum, cu anumite jaloane pe care trebuie să îndeplinească față de Comisia Europeană. Da, și probabil competiția... Necesită timp. Necesită timp și timp greu, experți care să-ți valideze acele lucruri. Poți să mai ai și contestații care și alea să... Da, știm ce sunt. Și alea să doreze, în universitate ne folosim experiența pe care avem și vrem să intuim ce acțiuni va face finanțatorul astfel încât să atragem cât mai multe fonduri nerambursabile în cadrul universității. E o șansă importantă. În momentul ăsta, pe baza actuală, cam câți studenți puteți găzdui? În acest an vom merge pe o variantă, nici ca în situația de pandemie, când am mers anul întâi cu 4.000 de studenți cazabili, în al doilea an cu 5.000. Nu o să ajungem nici la 7.500, că înainte de pandemie va fi o
variantă hibrid, să zicem treptat, ne îndreptăm spre capacitatea de cazare de înainte de pandemie la 6100 de locuri de cazare. Se mai păstra ceva pentru, nu știu, un eventual nou val de îmbolnăviri? Da, o să avem câteva camere ținute în acest sens. Noi ne bucurăm foarte mult că din statisticile pe care le-am făcut acum un an de zile, o proporție însemnată de studenți erau vaccinați. Și prin acest lucru, na, cum spun și toate studiile, studenții vor trece, fiind vaccinați, vor trece marea masă, vor trece mai ușor prin boală, COVID. Da. Oricum, deocamdată nu e raportat un număr mare de îmbolnăviri, poate rămâne așa și sperăm, intrăm cumva în normal. Sperăm, dacă e să mă întrebați, cred că va fi ultima iarnă de pandemie pe care o vom trece destul de simplu, mai ales populațiile care sunt vaccinate. Sunt vaccinate. Bun, o altă preocupare în ultima perioadă pe care am văzut-o la dumneavoastră a fost investiția în spațiile verzi, în reamenajări. Așa este. Deși nu sunt suprafețe mari, sunt foarte importante între cămine. Ce ați mai gândit pentru zona asta? Avem o gândire pe următorii ani de revitalizare a spațiilor verzi din campus și totul a plecat de la o discuție purtată acum 4 ani de zile cu Fundația Comunitară din Iași și cu câțiva antreprenori din Iași și ne-au tras așa un pic de urechi că spațiile verzi arată un pic cam gri în campus. Și în acea dezbatere am spus, da, suntem convinși de lucrul ăsta, dar lucrăm și pe niște fonduri foarte, foarte mici. Și noi, ca administrație, nu putem să lăsăm, cum v-am spus mai devreme, un subsol neigienizat, prin care să nu-i schimbăm rețeaua de canalizare, că se miroase urât în cămin, dar spunem panseluțe în fața căminului. Nu-i logic. Și atunci ne-au dat ideea, băi, dar atrageți-vă parteneri privați. Poate ar vrea oamenii să, poate ar fi din lumea business, ori din companii, ori din zona de antreprenori, care ar vrea să vină să acorde niște bani și să-și branduiască acel spațiu, spunând că este, nu știu, colțul firmei XULESCO. Da, făcut de ei. O chestie win-win de ambele părți, absolut. Categoric. Decât să bagi, nu știu, publicitate prin marile centre comerciale, poate ți este mult mai de folos să-ți apară brandul într-un colț revitalizat. Plus că mediul de business, până la urmă, se îndestulează din absolvenții universității. Categoric. Acolo este, și acum trebuie să fii cât mai sclipitor prin modul de a-ți recruta cei mai buni absolvenți. Pentru că oferta este mare din partea angajatorilor. Ei, și am început de la... am început aceste proiecte, adică nu le-am lăsat doar la nivel de discuție. Am dat drumul și la treabă și am făcut cu câțiva antreprenori locali foarte fain parcela din față de la T3-T4. Nu acolo a avut loc și deschiderea anului universitar trecut sau greșesc? Alături, la T9-T10-T11, unde iarăși a venit o companie puternică din Iași, am beneficiat iarăși de sprijinul primăriei, inclusiv și de aportul universității, deci a fost un acord tripartit grozav de frumos, dar chiar acolo au fost niște fonduri care nu au fost destinate studenților, ci au fost destinate, a fost un concurs de soluții în care orice ieșan putea participa și au câștigat doi studenți. Și noi le-am spus atunci, băi, dacă voi câștigați finanțarea respectivă, noi vă dublăm, adică punem și noi aceiași bani. Culmea, au ieșit chiar pe primul loc, dintr-un a fost o competiție destul de acerbă și a ieșit, cum vedeți, parcul de la T9, T10, T11. La fel, în acest an avem un proiect iarăși tare, tare drăguț cu să revitalizăm parcul din față de la T1, T2. Să-l ducem măcar la nivelul pe care îl avem la T9, T11 și iarăși este o investiție privată din partea companiei BorgWarner. Ei au venit inițial să ne dea, au pus niște fonduri la dispoziție. Au fost 5 proiecte ale studenților depuse foarte, foarte, foarte mișto. Și culmea, cel care a câștigat, pe cât de bun și de atrăgător a fost, ți-am dat seama că nu ne ajung bani. Și atunci am mai susținut și noi ca universitate și, ba mai mult, ne bucurăm că a reacționat foarte repede la solicitarea noastră primăria Iași. Ne-a așteptat de bine și de rapid și prin ultima ședință de Consiliu Local și-au stabilit și dumnealor contribuția lor, adică vor veni cu o sumă de mai bine de vreo 200.000 de lei, ceea ce înseamnă în parte, în produse, nu în bani efectiv, de care avem nevoie la parc,
Mobilier urban, probabil, nu? Aia e contribuția universității. Universității. Da, partea de mobilier urban, care nu e ieftină, credeți-mă. Dar pe zona de alei, sistem de irigații și gazon, va fi o contribuție a primăriei ce depășește 200.000 de lei. Cred că per total valoare proiectul amenajare, cred că o să depășim undeva la 500-600.000 de lei, dar va fi acolo un iluminat, foarte frumos, mobilier urban aparte, deci va fi un parculeț, cred că va fi cel mai fain parc din Iași, dacă e să mă întrebați pe mine la modul în care va fi... N-au început lucrările, nu? Nu. Începe anul ăsta? Începe anul ăsta, vedem, ne dorim să-l finalizăm pe tot, vedem cât... Bine, depinde și de vreme de acum. Exact, depinde și de vreme. Fine, separat vedem și resursele, cum vor fi ca planificare, că, până la urmă, cel mai bun gazon se montează, se pune toamna, se va prinde cel mai bine în luna octombrie, poate chiar noiembrie. Deci timpul este de partea noastră și vrem să facem și acolo o oază de verdeață, pentru că este o zonă foarte, foarte tranzitată și ne bucurăm că mai avem una dintre companiile noastre care este lângă noi și lansăm provocarea și astăzi, că mai sunt zone de amenajat în campus. Și mai sunt și firme care au nevoie de ingineri. Categoric. Și trebuie să intre și relaxați inginerii la treabă. Categoric. Păi, vă dați seama că va fi, adică mă uit pe cele două zone care sunt făcute de la T3, T4, T9, T11 și haideți să venim în orice seară în campus pline de studenți, care sunt cu chitară în mână, cu bere în mână, stau, se joacă, discută, stau de vorbă, stau până noaptea târziu, ceea ce nouă îi place foarte mult. Adică decât să stai pe Instagram sau pe Facebook sau pe TikTok în cameră, e mult mai fain să stai, simți mult mai puternic vibrația studenției și a campusului, nu știu, decât să stai deconectat în mediul online. Și conectat la alte... Da, simți cum trebuie studenția. Vreau să vă spun pe lângă chestia, pe cât de frumoase sunt proiecte, atât e mai greu de implementat. Adică credeți-mă că studenții care au câștigat concursul de... Studenți de-ai dumneavoastră. Da, ei au câștigat concursul de soluții, au niște idei sclipitoare și desenează frumos, dar după aia e provocarea inginerilor noștri de la Serviciul Infrastructură Campus, hai să vedem cum le punem în operă, cum le și executăm. Dar câștigăm împreună experiență, să știți. Și vedem pe acei studenți care participă la astfel de concursuri, vedem cât de frumos evoluează într-un an de zile. Adică încep să vadă altfel lucrurile. Acesta e un gen în care implicați studenții și se văd lucruri concrete. Mai există, devenit deja tradiție, un alt concurs în care implicați studenții, cea mai frumoasă cameră de cămin, nu? Da, la fel. Unde acolo fiecare are libertate aproape de plină, că totală, bănuiesc totală, să nu dăreme pereți, în rest. Păi ce, că am avut acum 2 ani de zile când doi studenți la arhitectură au scos patrule din cameră și au pus două șezlonguri la fereastră, unul peste celălalt și au zis că ei dorm mai bine. Asta e viziunea, da. Asta e viziunea. Deci sunt foarte curajoase aceste proiecte și cum ziceți dumneavoastră, mai rămâne un pic să dărâme, să urească două camere acolo, dar proiecte care, nu știu, simțim spiritul tânăr al lor, ne bucurăm că dintr-o glumă a acestui proiect am ajuns astăzi la a șaptea ediție a acestui concurs și iarăși de la an la an am văzut camere din ce în ce mai cool amenajate. Cred că a crescut și numărul participanților. A crescut, să știți că în fiecare an avem mai bine de 30 de participanți, dar toate 30 au frumusețe lor, că nu își face nimeni doar curat în cameră, își trage două poze, adică camera care a dat-o noi și, nu știu, dă covar, își trage două poze, scrie cu curs. Nu. Toți sunt cu ideile lor, adică și cum își amenajează pereții, cu mesajele de pe pereți, cu paturile, cum și le-au făcut, sunt, mă rog, camere gândite de ingineri și ce am pus de la început și a prins extraordinar de bine. Noi, în fine, avem o comisie de ingineri, de cea de la arhitectură, care decidem, domnule, avem 5 indicatori după care sunt evaluați acei studenți, adică practic le evaluăm ingeniozitatea cu care și-au refăcut camera. 15% din per total punctaj își contează și numărul de like-uri de pe Facebook.
Și nu mi-a venit să... Nu, cred... adică aveți un regulament detaliat, sofisticat. Nu jucăm aici. Adică este un regulament, adică pe 85%, ce v-am spus, contează punctajul tehnic și acești 85% sunt formați din 5 indicatori, bine definiți, pe care studenții știu, și 15% e popularitatea lor pe care și-o vor lua pe Facebook. Practic, numărul de like-uri adunate. Și am ajuns, nu știu, camerele sunt, vârfurile ajung, depășesc, nu știu, 9.000, 10.000 de like-uri per cameră, iar postarea pe care am făcut-o noi, în care am anunțat, dat drumul la evaluarea prin like-uri a camerelor participante, a celor 30-40 de camere, au atins pe Facebook reach-uri de ordinul 300-400.000, ceea ce cred că depășește toate articolele cumulate a întregii universități pe total. Că la un articol noi ajungem la, vă spun din secrete, la 10-15.000 la un articol vizualizat. Am ajuns la aproape 400.000, deci ceea ce ne-a bucurat că este un engagement foarte puternic în rândul studenților și de la o glumă a devenit o chestie foarte șmecheră în mediul online și cumulează, nu știu, reacții ale tinerilor. Am văzut acolo și liceeni apreciază camera, nu știu, a fraților, a prietenilor din orașul lor. Îi dau share, dau comenturi. Deci e un engagement foarte, foarte facem puternic. Așa, ca termen de comparație, 300-400.000 ar însemna ca toată populația Iașului, ca lumea să înțeleagă, s-a uitat la respectiva postare. Adică ceva, într-adevăr, important. Bun, vorbeam de camere și vreau să ating și asta, pentru că cred că, adică sigur mi-a scăpat la momentul respectiv. Aveți sistemul ăsta de spălătorii? Cred că suntem singurul... Gratuite? Da. Cred că suntem singurul campus din România care oferim accesul gratuit la spălătorii. Mai sunt diferite concepte, ori e contra costul susținut de universitate, în alte părți, ori s-a închiriat o locație și a venit o spălătorie privată, mm-hmm, din asta tip robotizată, practic, în care îți cumperi jetoane și poți să... landromate. Da. De genul ăsta. Ei, noi am refuzat aceste concepte și am zis, hai să punem noi infrastructura, că nu e foarte scump acum, că vedeți, avem un pic de buget, hai să facem noi o spălătorie pentru studenți și o dăm cu acces gratuit. El trebuie să-și cumpere doar detergentul pe care îl folosește. Și ne-am bucurat foarte mult că sunt foarte, foarte utilizate, foarte mult pe perioada nopții. Deci ce am văzut că... Păi probabil e și mai un pic mai lejer. Da. Este mai lejer, permite... pur și simplu, da, știm cu toți. E una studenții singură... au și o activitate. Nu. Aproape fiecare cămin are propria spălătorie. Avem câteva excepții la cămine mai mici, să spunem, unde e o spălătorie la două cămine. Uh-huh. Atunci am cumulat, știu lucrul ăsta, se duc la căminul de alături și acolo am făcut o spălătorie un pic mai mare. Și da, am depășit vremurile, poate când eram noi studenți, când îți trimiteai, îți trimiteai acasă hainele murdare și primiteai valiza cu haine, cu haine era curate. Era micul trafic de... Da, și le aduceai de la autogară. Exact, pleca cu haine și se întorcea cu mâncare. Da. Exact. Hai să le facem noi și după aceea, să știți, când am pe la începuturile noastre, cred că am și acum poze de prin 2010-2012, că am... Cu 10 ani de zile vedem poze din campus cu, nu știu, maieuri și chiloți la geam. Nu e la fereastră, nu e în ordine. Adică într-un campus studențesc să vezi rufe la geam. Adică nu suntem într-un cartier mărginaș din Iași sau din altă localitate. Am eliminat lucrurile astea, dar nu le poți doar interzice. Hai să le dăm o soluție modernă către studenți în care, într-un mod civilizat și simplu, poate să spele hainele. Deci toate spălătorile au pe lângă mașini de spălat, au și uscătoare. Apasă 3 taste și aleg programul potrivit și hainele sunt gata. Și ba mai mult, tot în acei ani, am găsit studenți care, contra unei sume, gen de o bere, spălau haine. Și zis, lasă-i, ce putem face? Mici întreprinzători. Până am ajuns la o cameră de cămin și un student într-o cameră, să știți, de 10 metri pătrați din T3 avea o mașină de spălat. I-a distrus afacerea, că zic glumim. Zis, băi, nu se poate așa ceva. Păi, mă rog, îți pune în pericol, nu știu, instalația electrică. Absolut. Acum râdem puțin, ne amuzăm. Dar nu
în ordine, adică era posibil ca într-un an, doi, să explodeze afacerile. Da, să explodeze la propriu. Da. Sunt mai multe lucruri care, și atunci hai să le facem noi într-un mod profesionist și cred că cu investiții nu foarte mari am câștigat un confort destul de bun pentru studenți, pentru aceste spălătorii. Un punct la care ați lucrat în ultimii ani, din ce mi-aduc aminte discuțiile noastre anterioare, a fost cantina, atât ca, să spunem, spațiu, cât și ca tip de servicii oferite. Mi-aduc aminte măsura asta revoluționară atunci de a avea meniu online, de a bifa deja. N-ați uitat, mulțumim, n-ați uitat. Da, așa este, cantina și astăzi are meniu afișat online, iarăși printre puținele cantine, avem colegii de acolo, am făcut o soluție gratuită pe care am găsit-o pe internet. Zi de zi studenții, nu știu, începând cu ora 10, poți vadă ce pot servi în ziua respectivă la cantină. Și dacă le place, vin la noi. Dacă nu le place, nu știu, se duc la un fast food și zi de zi se schimbă meniul. Deci noi este și încercăm să fie cât mai puțin repetitiv. Ei, în acest an am reușit să finalizăm climatizarea cantinei, pentru că toți studenții ne-au spus, băi, am venit, am stat, nu știu, jumătate de oră la masă, dar s-au îmbibat hainele cu miros de mâncare. Deci am văzut sistemul actual de climatizare, era chillerul utilizat era destul de învechit. La fel, după aceea ne-au spus inclusiv angajații cantinei, cei 25 de angajați, domnule, na, abia mai respirăm vara aici în bucătărie, se creează o temperatură de 50 de grade. Și zis, băi, hai, trebuie să schimbăm soluția complet și am pus o climatizare nouă, atât pentru studenți, adică să asigure, nu știu, un confort termic de 22-23 de grade în sala de mese și, ba mai mult, să scoată mirosul din bucătărie și din zona de banc, genul, de mase, să scoată afară. Mari, persista, adică în haine și intra rapid. Intră foarte repede, adică, na, până la urmă, hainele, dacă sunt din bumbac sau din așa, absorb foarte repede mirosul. Adică plecai și 2-3 ore știa toată lumea ce ai mâncat. Da, să știți că da. Deci una știa toată lumea ce ai mâncat la cantină și ce meniu ai servit. Și mai mult decât atât, na, stau oamenii ce începea să curgă apele pe tine. E un disconfort. Și aveam și disconfortul angajaților, care e păcat cât muncește un om acolo să stea și toată ziua să curgă apa de pe el. Cred că e mult mai eficient acel om să lucreze într-un confort termic. Și atunci am găsit această soluție, ne-a costat aproximativ 700.000 de lei și avem un sistem de climatizare complet. E terminat, e funcțional, da, nu? E terminat, funcțional, a fost finalizat în luna iulie a acestui și o să simtă studenții cu atât mai bine și în octombrie. Ba mai mult, când o să încălzească la anul, în anul următor o să vină anul timpul cald în luna mai, iunie. Cantina acum va fi deschisă, funcționează normal. În pandemie știu că era... Doar to go. Doar to go a fost în pandemie. Am vrut să, prin luna iunie, să începem noi să servim la mese, dar am zis că mai aveam 2-3 săptămâni până se finaliza în universitar și am văzut studenții au dorit singuri și au dus mese afară și cu atât mai bine. Bun, deci am vorbit despre clădirile în sine, spațiile verzi. Iarăși mi-amintesc că discutam și despre rețeaua, infrastructura aleilor, da, drumurilor din interior, din campus. La parcări bănesc. Plus, acum, da, ajungeam la parcări. Era ideea asta de a închide campusul doar pentru studenți sau de a închide. Dorim să facem un management a parcărilor acolo pentru că, mă rog, mașinile devin, mai ales o mașină second hand, devine în ultima perioadă foarte accesibilă pentru tineri și dacă... Ce să zic, până în 2015, nu știu, dacă aveam 100 de autoturinse prin campus, în 7 ani de zile, numărul cred că ne-a depășit 1500 pe puțin. Și chiar dacă față de cartierele Iașului, campusul are locuri bune de parcare, dacă împărțim la locuitori, sunt insuficiente pentru că studenții au, adică aproape acum fiecare vine cu mașina de acasă. Cred că unul din 5 studenți vine cu mașină. Și atunci, practic, zona se creează în momente în care devine blocată
Și atunci am zis, haideți să găsim o soluție și va fi și o soluție foarte bună pe care ne dorim să încasăm, să aducem venituri proprii, pentru că noi ne dorim să oferim studenților o cameră bună de cămin la un tarif rezonabil, să oferim o masă la cantină iarăși la un tarif bun, dar o mașină deja ține de un confortul fiecare și atunci putem să solicităm un tarif de parcare confort cu piața, nu mai mergem pe un tarif social cum îl gândim la cazare și la masă. Adică baza o asigurăm pentru a avea și studenții din zone sărace să aibă un acces deschis la educație, dar mașina costă și atunci va fi un preț de piață. Ba mai mult, să știți că suntem una dintre puține universități integrate, adică aici ai cazarea, asta alături ai partea academică. N-ai nevoie de mașină. Nu există și facilitatea unor abonamente în transportul public mai... Ba da. Și iarăși ca universitate sprijinim aproape cel mai mult din Iași cu doar 8 lei pe lună. Îți iei nelimitat full access 30 de zile pe toate... Pe transportul în comun, 8 lei. Da, și atenție, și zona 1 și zona 2 la studenți. Da. Deci și zona metropolitană. Da. Poți plimba cât vrei cu doar 8 lei care ți-ai prin aplicația pe... 8 lei pe lună. Pe lună. Să înțeleagă lumea, pe zi. Sau Nu. Pe lună. Și pe și zona 2, și zona, și zona metropolitană. Ei, și atunci am identificat colegii noștri, cu echipa noastră, o soluție foarte bună de a ne crea venituri proprii. E un sistem destul de complex, să știți, pentru că campusul se mai învecinează câteva zone, trebuie să le dai acces și acelor riverani la proprietatea lor și campusul este foarte tranzitat de taximetriști și de zona de delivery. Mm-hmm. Trebuie să gândești și aici soluții încât dacă un student își comandă o pizza, acel delivery să nu plătească parcarea. Dar atâta timp cât intră, el ia un cod de bare care ăla generează un consumabil, care costă în spate. Da, și am gândit o soluție foarte eficientă, zicem noi, și suntem la finalul proiectării. Cred că acum la începutul, nu, în luna septembrie vom finaliza proiectarea, vom trece prin etapele avizatoare de care v-am spus mai devreme și cred că va ajunge un proiect de investiție la aproape 4 milioane de lei. Deci nu e un proiect foarte... Care investit. Ar cuprinde ce elemente? Tot ce înseamnă de managementul parcărilor din campus, tot ce înseamnă bariere și automate de plată și plus supraveghere video, adică sistemul, haideți ca să vă spun mai concret, va funcționa și pe recunoașterea pe sistem LPR, se numește, cu recunoașterea numărului de la mașină. Am adică înțeles, dacă un student are abonament și știm că e abonatul nostru, își bagă număr la mașină să nu se mai genereze niciun tichet. Da. Poate din zona de delivery, dacă o să știm că anumite sunt, să nu mai să facem economie pe acele tichete care se imprimă pe carton sau pe hârtie termică. Da, consumabile care aduc un cost cu sine, fără îndoială. Un cost destul de ridicat, pentru că sunt de ordinul miilor în fiecare zi. Și atunci gândim pe un sistem LPR, pe infrastructură care să fie aproape de 100%, să n-aibă probleme să pice, că vă dați seama, dacă a picat jumătate de oră, sistemul se creează un ambuteiaj pe zonă. Gândim, rulându-se atât de mulți bani în el, gândim să fie fără operator uman, pentru că ești tentația mare în momentul ăla, și atunci totul să fie cât mai... Automatizat, da. Automatizat și exact, practic sistemul să lucreze singur și operatorul uman să intervină doar în momentul când e o avarie sau când este un... Să aibă fiabilitate pentru că va fi forjat la maxim, probabil. Să știți că da, pentru că Tudorul se află într-o zonă centrală a Iașului, e o zonă foarte, foarte tranzitată. Și ba mai mult, cât de repede și complexul comercial de lângă noi va închide parcarea, să știți. Deci va fi o parcare contra cost. Și vă dați seama, toți clienții complexului comercial, care probabil nu mai sunt tot felul de oameni, că nu vor să plătească parcarea, s-ar descărca pe campus. Și atunci ne grăbim cu acest proiect ca, nu știu, într-o perioadă cât de scurtă să-l și punem în implementare. Și credeți că nu va fi un proiect simplu, dar iarăși pe zona de parking va aduce un plus de civilizație. După ce îl punem în funcțiune, generăm venituri destul de bune, vrem să mărim și locurile de parcare pe care le avem în acest moment. Adică cumva campus. Activitatea asta în timp să se autosusțină. Din încasări. Da, exact. Și reinvestești banii, pentru că fiecare loc suplimentar de parcare va crea... Până la urmă va genera alte venituri. Și credeți-mă, solicitările sunt mari, pentru că campus în momentul de față are o disponibilitate de locuri de parcare în jur de 600 de locuri. Și noi avem măcar 1500 de mașini.
Deci, da, jumătate nu-și mai vor mult, găsi. Mai mult de jumătate nu-și vor mai găsi loc de parcare. Prin urmare, poți să ceri și un tarif mai ridicat, iar ceilalți studenți trebuie să înțeleagă că e momentul, dacă nu ai nevoie de mașină să-ți producă bani, e timpul să o lași acasă. Mm-hmm. Pentru că nu ai nevoie de... Da, ai facultățile aproape și dacă chiar ai nevoie, ai 8 lei pe lună transport. Ai transport în comun și o să mergem, cred că și de la... Dacă am făcut toate avem lângă fiecare cămin spații exterioare de parcare pentru biciclete care sunt supravegheate video, o să încercăm pe la anul, pe vremea asta, să avem și spații interioare, cum zicem noi, magazii de biciclete. Da, da. Deci să le facem și în interior, încât să încurajăm foarte, foarte mult și mersul cu, da, cu care bici. E iarăși o variantă... Știți, e ușor să încurajez doar verbal, dă-le studenților și infrastructura, pune-le la dispoziție, pentru că mai sunt unii care, nu știu, au o bicicletă un pic mai scumpă. Nu-i convine iarna să o lase în fața căminului pentru că se strică. După aia n-ai unde să o pui într-o cameră, că, nu știu, într-o cameră de 18 metri pătrați stau 3 persoane, nu-ți încape acea bicicletă acolo. Ne dăm silința să le oferim și locuri de parcare în interiorul căminilor, să promovăm o stil de viață cât mai sănătos. Da, mai ales că sunt tineri și... Da, se evite sedentarismul. Să-mi spuneți, să-mi dați un pic detalii și despre o idee tot așa din zona asta inovativă. Distrugeți un mit, distrugeți celebra condică de reclamații, sesizări și reclamații. Caietul. Distrugeți gazeta de perete, caietul și... Da. Ce proiecte pe zona asta? Deci în momentul de față avem o soluție gratuită care ne-au sprijinit colegii noștri de la Direcția de Informatizare din cadrul universității și am eliminat caietele respective. Deci ele chiar mai existau, nu? Da, până acum câteva luni existau, dar existau aproape la toate universitățile, să știți. La portar, jos? Pe lângă portar, exact. Da, intrarea Camilo, ai un caiet și cu speranța că poate va trece cineva. Poate îl citește cineva pe acolo și nu mai ai niciun control cât de bine și-a făcut treaba omul ăla, dacă problema a fost rezolvată, el e tot care e feedback-ul? Adică nu vine nimeni la universitate să-i răspundă respectivului? Nu, am verificat, asta confirmă. Exact. Și atunci, mă rog, acele caiete devedeau și o glumă la un moment dat și poate și din partea unor oameni care răspundeau de, erau responsabili de a rezolva problemele de acolo, nu-i verifica nimeni cât de bine și-au făcut. Nu se confirmă. Ne-a scris la mișto, ai rezolvat din luna trecută. N-aveai un sistem de măsură. Iar în management e un principiu foarte, foarte simplu. Tot ceea ce nu verifici, să nu te aștepți să ai rezultate. E cel mai simplu principiul ever. Și atunci am dus într-o, toate chestiunea asta am dus într-o soluție de etichetare astfel încât orice student când are o problemă, ori intră pe o adresă, ori scanează un cod QR de la intrare din cămin și ne spune problema pe care o are. Acolo i-am împărțit toate chestiunile foarte fai în mai multe categorii, adică ai probleme legate de cablu TV, de rețeaua de internet, e o problemă tehnică și trebuie să ne spui de care tehnică e, pe rețeaua de încălzire sau pe rețeaua asta, adică să trimit instalator acolo, e pe electric sau pe tâmplărie, ca să știu din prima. Ba mai mulți studenții poate să ne trimită și o poză cu problema identificată, nu știu, s-a stricat chiuveta, astfel încât persoana pe care o trimit de la atelier să știe... Deja să aibă idee cam da, economisești timp, da. Să știe cu ce scule se duce și cu ce obiect să-l înlocuiască. Pe așa și se duce un om să scar până în cap. Da, e chiuveta, stai să văd dacă am în gestiune ce, să întoarce înapoi. Băi, nu cred că am. Hai să mă duc. Nu se potrivește. Ei, momentul când trimiți o poză, râdem, glumim, dar e un timp al unui muncitor care e foarte valoros în momentul de față, pe care îl economisești. Adică pe o intervenție de la 4 ore poți să o duci la ordinul de 30 de minute, pentru că acel om știe absolut tot ce are de făcut. Și ba mai mult, cum am spus dumneavoastră la început cu acelea caiete, gândiți-vă că era un omuleț care centralizat, aducea dispecerat toate acele caiete și le ducea înapoi, deci mai le trecea pe curat. Da, exact. Timp irosit prin care acum sunt soluții de pe gratuite, care poți să le faci și vă dați seama comoditatea studentului. Stă seara în pat, nu știu, nu merge aparatajul electric. A dat 3 click-uri, ți-a dat semn de la problemă și, mă rog, în funcție de disponibilitatea noastră, 24... De urgență, de complexitate. Exact. Toate ajung la un inginer și acel inginer decide, adică el le vede dimineața
uh-huh. și începe serviciul și vede cum le împarte la oamenii pe care îi are dumnealui în coordonare și vede și gravitatea urgențelor. Ei, șmecheria pe care o vom face, ce ne dorim noi până la final de an, să facem un update acestui sistem de etichete, cum a început să ne placă, și culmea să știți, inclusiv colegii noștri de la întreținere, adică electricieni, instalatori, tâmplari, sunt mult mai mulțumiți pentru că își fac meseria să simt oamenii ca o utilitate mai mare și simt și bucuria studenților, că așa vă dă seama, nici aluia nu-i convenea. Poate sunt în vârstă, pe care o chizetă, stai, nu se potrivește, du-o înapoi, roagă un coleg. Nu mai e satisfacția muncii și am simțit în rândul lor o satisfacție mult mai mare. Și atunci și studenții se bucură și echipa de la întreținere se bucură. Deci faceți un upgrade. Și facem un upgrade acum, încât ne dorim să facem un sistem încât studentul, când îți spune orice problemă are, sistemul să-ți vadă și inventarul din cameră. Adică, bun, am o problemă. Bun, ce ți s-a strigat? Patul, să-ți selectezi patul, becul. Noi automat știm ce pat are, la ce dimensiuni, ce bec are. Da, că există datele corespondente în baza de date. Exact. Și practic vrem să facem câte un cod QR care va fi pus la fiecare cameră de cămin, cum îți scrie numărul camerei, să-l eliminăm și sub numărul camerei va fi un cod QR. Uh-huh. Ei, studenți, păi, am o problemă, ți-ai scanat acel cod QR și automat te întreabă tot și noi știm. El va fi corelat și cu partea de admin din spate, încât fiecare coleg de-a nostru de la întrețin care merge acolo trebuie să facă un scurt raport de 10 secunde, adică a fost la tichetul respectiv, s-a confirmat, am rezolvat sau... Exact, și trebuie să ne spună cum are, dar în fine, vor fi niște chestii predefinite, câmpuri predefinite, niște metadate pe care le-am spart, exact, încât știm că problema e rezolvată sau e nerezolvată, sau îmi spune, n-am în stoc chestiunea aia, automat mie îmi vine acel mesaj. Ba mai mult, ne va folosi și nouă, pentru că sunt niște operații la anumite echipamente pe care le avem instalate la cămine, care trebuie să le faci o anumită mentenanță, la 3 luni, 6 luni și mai departe. Plus că, cred că și statistica, apoi, vă dați seama care becul s-ar mai repede, ce se distruge mai... Exact. Îți dă o statistică grozav de bună după un an de zile și știi care sunt cele mai potrivite produse pe care... Ori altfel trebuia cineva să stea să inventarieze cu hârtia și creionul până... Să vă mai spun, avem, de exemplu, aerile condiționate din oficiile IT, care la Doamne ferește, dacă se strică, nu știu, 48 de ore, există țar de echipamente de 200.000 de euro. Ei, noi avem o firmă de service, care într-un an câștigă firma X, în anul Y câștigă firma Y. Ei, oficiile IT în căminul X sunt la camera 200, nu știu care, sau BAMA chiar e instalat, mă rog, sunt oficii IT care nu au un număr efectiv, adică durează o grămadă din partea unui coleg de-a nostru să prezinte noi firme, uite unde sunt fiecare oficii IT instalate în toate căminile, uite, între 17 avem 3 oficii IT, sunt prășteate în cămin, ajungi mai greu la ele. Ei, acum acest sistem de care vorbim că lucrăm să-l implementăm, firma... Băgăm, de exemplu, dacă a câștigat o firmă nouă, băgăm în sistem, îi dăm drepturile acolo și spune exact unde se duc, o să-i arată. Va fi o mapare de interior de cămin. Deci pe lângă zona de Google am făcut pe fiecare plan etaj, vom face și cât îl va duce pe omul de la service exact unde trebuie să ajungă fără să-i mai prezinte absolut nimeni nimic și primesc raport dacă... Fără să aibă un însoțitor. Exact, sau dacă văd de acolo, nu trebuie să mai sune administratorul de cămin sau cine sesizează problema, nu trebuie să mai sune la mine, cheamă firma de service. Spune problemă T17, oficiu numărul 2 IT, doar a dat click, se duce direct în e-mailul celor de la service și le confirmă. După aceea începe un counter, au X cât am stabilit în contract, 48 de ore trebuie să rezolve problema. Rezolve problema. Adică din 3 click-uri toată lumea știe ce treabă are de făcut. Ne apropiem de finalul discuției, deci vă aflați în ultima fază de retuș, de reglaj fin, încep cazările, nu? Așa e. Online, evident. Asta vreau să spun. Da, păi am terminat, zicem noi, de ceva timp și ne ducem din ce în ce mai bine cu lucrul ăsta, încât vii dimineața la 6 și poate seara la 10 ți-ai cheile de la cameră și cred că-s glumele din urmă când avem și niște programări pe care le facem la cazări, vin părinții de anul întâi, spune, doamne, m-ați programat și au trecut 15 minute și încă n-am intrat și cei din spate râd, 15 minute, a zis, stăteam 12 ore aici. Mi-aduc aminte la fiecare început de an
universitare erau, lucrând în presă, erau celebre articolele, cozile de la cămine, nu neapărat de la Universitatea Tehnică, peste tot, peste tot. Era, era procedura... Erau, cum spune, la creion și la riglă le făceai. Deci, 8.000 de oameni, luai creionul, riglă... 8.000 de oameni, da. Nu te văd aici, poate era greștolic. Exact. Du-te înapoi la facultate. Dacă se greșeau două, trei, era efectul de domino să încurca toată... Da, s-o toate. Sau unul pe ei, dacă... Nu, domnule, nu știu, pe 14, camera 216. Nu, dar acolo stau 4 deja. Nu știu ce. Nu mai n-ai cum, la mine sunt doar 3. Nu, domnule, sunt 4 în cameră. S-o preau toate cazările până remedeai chestiunea aia, mai dura încă o oră. Ei, acum totul e mult mai simplu, e un soft care îți inventariază camerele, îți inventariază datele studenților. Știi cum e trimis, adică aproape facultățile aproape dau drumul de zile următoare la cazări, adică studentul va ști ce cameră a luat, doar va fi după aia încă un e-mail în care te duci și ții camerele în ziua de, ora de. Da. Adică facem o încărcare și pe administrație încât știm, nu știu, un administrator poate să cazezi, zicem, 200 de studenți pe zi. Uh-huh. Îi cazezi din 10 în 10 minute pe fiecare sau din 7 în 7 minute. Să faci o bună programare încât nu mai ai ce. Bun, o să ajungem probabil și la faza în care deschidem ușa cu QR și cu... Nu cred că mai durează mult. Păi nu. Mult timp. Nu. Mulțumesc tare mult pentru prezența la discuția de astăzi și spor la treabă. De campus subiectele, știți că sunt inepuizabile. Absolut. Ar trebui să dureze câteva ore discuția noastră. Mulțumesc tare mult. Cu mare drag. Vă mai așteptăm când aveți noutăți. Mulțumesc celor care ne-au urmărit. O zi bună tuturor.